În cadrul școlii de vară, profesorul universitar dr. Tudor Dinu de la Universitatea din București și-a lansat recent apărutul volum Moda în țara românească, între Fanar, Viena și Paris, 1800-1850. Profesorul Tudor Dinu este un împătimit cercetător al vechiului port purtat de către vechii boierii români, ceea ce l-a determinat să facă cercetări și să stabilească un stil vestimentar al secolelor 18-19, când țările române au trecut printr-o perioadă de profunde schimbări. Lucrarea mea se numește Moda în țara românească și se încadrează într-o mai veche dorință de-a mea de a valorifica sursele iconografice ale istoriei noastre, la limita dintre Ev Mediu Târziu și modernitate timpurie, izvoare iconografice care au fost prea puțin valorificate. Mulți credeau că patrimoniul material datând din epoca fanariotă este dispărut sau absent. Și într-adevăr așa stau lucrurile dacă vizităm unele din marile muzee ale țării, chiar și ale capitalei. Gândiți-vă că la Muzeul Național de Istorie, pe care n-am mai avut ocazia să-l mai vedem de mult, sperăm în câțiva ani să se deschidă, practic nu exista nimic expus din perioada 1711-1821. Exista o sală cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu. În acest sens, de aproape un deceniu am încercat să cartografiez tot ce se păstrează în țara românească și Moldova, în depozitele muzeelor, în colecții particulare și, desigur, în spațiul mănăstirilor și al bisericilor, care ascund nenumărate comori. În acest fel am plănuit o serie de monografii dedicate diverselor aspecte ale vieții cotidiene. Poate cea mai spectaculoasă dintre aceste monografii este cea pe care am onoarea să o prezint astăzi, dedicată modei în perioada de tranziție 1800-1850. Această recentă carte vine să completeze o altă serie de lucrări care se ocupă pe bază de documente, imagini, tablouri, de designul vestimentar al unor epoci bântuite de diferite influențe orientale și occidentale.